Tribunalul Gorj a respins contestațiile înaintate de primarul din Jupânești, Pătrăgușiță, dar și pe cele ale Gărzii de Mediu Gorj la decizia judecătoriei Târgu Cărbunești și a dat sentință definitivă și irevocabilă, prin care rămâne în vigoare hotărârea instanței de la Târgu Cărbunești. Conform deciziei magistraților, primăria Jupânești trebuie să plătească 300 de milioane de lei amendă pentru gunoaiele găsite îngropate pe un teren din localitate. În ceea ce privește autorizația de funcționare a societății de salubrizare din localitate, edilul a obținut-o ulterior, pentru asta primind doar avertisment. Tribunalul Gorj a respins și recursul Gărzii de Mediu și recursul primăriei. Prin urmare, a rămas definitivă și irevocabilă sancțiunea de 300 de milioane de la instanța de fond judecătoria Târgu Cărbunești. Pentru ce? Pentru depozitarea deșeurilor, pentru îngroparea deșeurilor în zona localității Jupânești. Primarul din Jupânești, Pătrăgușiță, spune că va respecta decizia instanței și va plăti amenda. Trebuie să plătiți acum 300 de milioane. E corectă informația. E corectă informația. Noi ne supunem deciziei dată de instanță. Deci dispuneți de acești bancă să achitați acum această amendă? Deocamdată nu, dar găsim formulele necesare. Asta este. Nu suntem singura localitate care a fost sancționată. Pătrăgușiță a pierdut în fața instanței și în cazul gunoaielor găsite îngropate pe un teren pe care el îl administrează, trebuind să plătească suma de 60.000 de lei.